Într-o zi, Ilinca, o asistentă minune care m-a moșit pe mine, tot neamul meu și copiii mei, m-a chemat de urgență la maternitate să botez un copilaș născut la 6 luni prematur, care era pe moarte. M-am dus cu inima cât un purice și după ce m-a oblindat cu papuci, mască, ochelari, cască, am intrat pe tărâmul războiului dintre viață și moarte. Zeci de bebeluși născuți la 5, 6 și 7 luni, cu mii de fire și furtunașe, se zbăteau să treacă de hotarul morții. Unul era atât de mic, avea vreo 500 de grame, cred, dar se scremea din toată ființa lui, încordându-și mânuțele cât degetele mele de mici. Așa plânge el, mi-a zis Ilinca. Copilașul bolnav, sub 1 kg, stătea într-o măgăoaie electronică teribilă. Cu mănuși l-am luat, plin de fire cum era, și l-am botezat, udându-l cu apa sfințită. Apoi, cu o linguriță microscopică, l-am împărtășit cu 1 mg în care era Hristos întreg, împăratul veacurilor. Copilul ăsta n-a pus un gram de la naștere, are insuficiență respiratorie gravă și totuși nu vrea să moară. Așteaptă să intre în raiul bisericii, am zis eu. Mi-am luat un scaun și l-am privit îndeaproape pe pruncușor, în incubator, preț de câteva minute. O pace adâncă era pe chipul lui. Dintr-o dată și-a întors capul spre mine și mi-a oferit cel mai frumos zâmbet care există în univers. O poartă de lumină s-a deschis în inima mea. Eram tatălui spiritual, nu? Lacrimile mi-au zvâcnit din ochi și n-am mai văzut decât vreo două asistente alergând de colo-colo. Și linia vieții de la electrocardiograf neîntreruptă, țiuind monoton, mirosind reavăna moarte. Copilul ăsta te aștepta să-l creștinezi, mi-a zis Irinca. Eram atât de zdrobit încât n-am mai zis nimic, dar în minte mi se pecetluise pentru veșnicie zâmbetul acela dumnezeiesc.